Au investit milioane de lei în culturile de floarea soarelui sau porumb, iar acum se aleg cu jumătate de recoltă din cauza hoților. Mai mulți producători agricoli din județul Mehedinți au cerut sprijinul autorităților județene pentru a pune capăt acestor infracțiuni. Probleme există, cred că dintotdeauna. Acum s-au accentuat și noi avem investiții mari, avem contracte încheiate deja pe floarea soarelui, care trebuie să le onorăm până la urmă. Dacă nu, ne va costa scump. Am semnat încă de ieri un program de prevenire împreună cu poliția, împreună cu poliția de frontieră și cu jandarmeria și începând de astăzi își vor intra în rol toate aceste instituții ale statului pentru a putea eradica hoția de pe culturile oamenilor. Primarii comunelor în care sunt astfel de probleme au participat și ei la întâlnirea cu prefectul și cu reprezentanții ai poliției și jandarmeriei. Edilii sunt hotărâți să îi ajute pe producători și vor iniția o serie de hotărâri de Consiliul Local în acest sens. Stabilim ora când le este permisă să intre în câmp, adică după orele 20 seara, să nu mai intre în câmp, pentru că n-au ce căuta până dimineața la 5. Vom organiza acțiuni preventive. În ce sens? Filtre, cum s-a explicat unii din domnii primari, pe căile principale de acces, sau patrulări, pe timp de zi, pe timp de noapte. Prefectul de Mehedinți le-a dat celor prezenți la întâlnire un termen de o lună de zile pentru a pune în aplicare măsurile stabilite, după care se vor întâlni și vor analiza rezultatele.